te-ai simțit bine? Noi ne-am simțit. Da? Cum te-ai simțit? Foarte bine. Așa. Dice. Serios, m-am simțit bine. Îmi place cântul cu ăsta, îmi place cum l-ai ieșit. Ați cântat foarte frumos împreună. V-ați protejat unul pe celălalt. V-ați pus în valoare unul pe celălalt. Foarte mult mi-a plăcut. Bravo vouă. Trecem la Tudor Chirilă. Entuziasmat realmente. Ăsta e anul funk al lui Smiley. Întotdeauna o piesă funk are un pole position așa în fața multor altor piese. Dar voi ați adus aportul vostru categoric. Fiecare dintre voi merită să meargă mai departe pentru ceva. Nu e o alegere ușoară, dar este un moment bun, deci încă un câștig pentru VR. Vreo recomandare? Se poate oare? Pentru al tău vecin. Mi s-a părut echilibrat, realmente echilibrat duetul ăsta. Acum, e ține foarte mult de ce are Smiley în cap cu copiii ăștia doi, dar sunt foarte buni amândoi. Întrebarea care se pune în aceste momente, hai, ce are Smiley are, în cap da. Cu acești doi concurenți, pe lângă pălărie? Andra! Da. Mă gândeam așa când ați intrat pe scenă, oare cum aveam eu o alegere în cap, pentru că mi-aduceam aminte de audițiile lui Michael Jackson de România și ziceam, oh, Michael, te iubesc, ai cântat foarte frumos, dar să știi că ai cântat la fel de frumos și acum și nu doar tu, ci ea, dar ea, ce frumos a cântat. Cred că îi va fi foarte greu. Dacă la fiecare echipă am avut o părere și am zis, mă, aș duce mai departe cu, acum nu pot să zic nimic. A fost frumos în ambele părți. Și aici, și aici. Și pe dreapta v-am și pe zis, stânga. V-am zis? Irina Alurimes. Recomandarea mea e să meargă mai departe cu încredere. Să meargă mai departe cu încredere. Dar chiar nu vrei să-i faci o recomandare lui Smiley? Nu, doar pentru Tudor face recomandare. Doar pentru nu, Tudor nu, uite, pot să fac și ție o recomandare. Ia. Aș merge și eu mai departe cu băiatul care tocmai a ieșit un pic din tiparul de la audiții și care cred că poate să iasă și mai mult pe parcursul acestui concurs. Decizia este și mai grea cu această recomandare, Irina Rimes. Decizia lui Smiley este... Sunteți foarte buni amândoi și mă bucur foarte tare că ați ales să veniți la mine în echipă. Aș merge mai departe și voi merge mai departe. Daria sau Bogdan? Voi merge mai departe cu Bogdan. Mai departe la Vocea României.